Ca precizare atunci, în baza la ce cei de la Promolex susțin că partidul politic Șor, PD, cât și socialiștii excelează sau sunt fruntași la ceea ce ar însemna cadouri electorale? Promolexul, cu toată stima și respectul față de această echipă, are o manieră interesantă de a duce învinuiri la general, dar fără a face trimitere la careva exemple concrete sau la careva norme de drept. Ei sunt în veghea procesului electoral, au ocupat o poziție așa de monopol în domeniul observării alegerilor, dar noi rugăm inclusiv și observatorii să-și facă meserie, dar să nu-i spiritizeze cetățenii, fiindcă atunci când tu vii cu anumite învinuiri în calitate de observator, dar nu vii cu careva probe la acest capitol, asta deja duce la careva speculații care nu țin de competența observatorului. Observatorul trebuie să-și facă activitatea și într-un raport final să-și dea concluziile. Dumneavoastră nu ați vedeți, spre exemplu, OSCE-ODIR sau misiunile de observare din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei sau adunării parlamentare a CSI, să vină cu astfel de rapoarte sau cu astfel de învinuiri. Și să luați în considerație că și unii și alții au observatori de lungă durată, adică care stau aici pe teritoriul public și Moldova practic toată perioada electorală, și au observatori de scurtă durată care vin încoace nemijlocit în ziua alegerilor sau câteva zile până la alegeri. Și nu o să-și permită nimeni să vină cu astfel de învinuiri.